La Nisporeni s-a desfășurat turneul comemorativ de minifotbal consacrat eroului Tudor Țărnă, decedat în anul 1992 pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Acest turneu din an în an capătă un conținut tot mai ferm și valoros, promovând spiritul civic și patriotic. Asta o demonstrează numărul echipelor participante, care crește în fiecare an. Turneul se organizează anual la inițiativa Comisariatului de Poliție. Principalul scop este promovarea modului sănătos de viață, dar totodată și promovarea patriotismului între tinerii sportivi și elevi și, în ultimul rând, ca să păstrăm vie memoria lui Tudor Țărnă. Este un erou, un polițist care a căzut pe câmpul de luptă, platoul de la Coșnița, și noi, cum am spus și la deschidere, este a patra ediție care o desfășurăm între toate echipele gimnaziale din raion și este a 26-a ediție care o desfășurăm între maturi, inclusiv, cum am menționat, este un turneu deja internațional și numele Tudor Țărnă a fost auzit departe de hotarele noastre. Emoțiile sunt sentimentale față de acest turneu, fiindcă Tudor Țărnă, pe data de 19 mai 1992, împreună cu colegii care eram în ziua aceea pe platoul din Coșnița, în prima linie, am avut un atac către separatiști, unde Tudor Țărnă a fost rănit mortal. L-am scos de pe câmpul de luptă și în Coșnița, în satul Coșnița, la punctul medical a decedat. Astăzi am o bucurie enormă atunci când colegii din Comisariatul de Inspectoratul de Poliție Nisporeni continuă această memorie și petrec acest turneu. Un eveniment sportiv frumos organizat de către Inspectoratul de Poliție este un prilej în plus pentru a ne aduce aminte de eroii noștri. Oameni simpli, așa cum sunteți voi, cum suntem noi, care la datorie și-au dat și viața, cel mai suprem lucru. Eu vă îndemn și pe voi să nu vă uitați eroii, să nu vă uitați oamenii cu care vă mândriți și, cel mai important, să vă demonstrați aptitudinile și ambiția voastră prin sport și nu pe câmpul de luptă. Ori lupta de zi cu zi să fie o luptă sportivă unde învinge cel mai puternic, dar după câmpul de joc sau după terenul de joc să fiți la fel prieteni. La turneul din acest an au participat 17 echipe de la gimnaziile și liceile din Nisporeni. În contextul competițiilor, adică se străduie și participă așa cum pot, cum găsesc de cuvință la moment. Nu e pentru prima dată când participăm, rezultatele sunt de așteptat. În primul rând, echipa cu care particip să iei o experiență mai mare și să cât de puțin, măcar să ne ridicăm pe a doilea, a treilea, cel puțin, a treilea loc. Mi-a plăcut meciul care l-am făcut, chiar dacă am fost dezonorat când am primit gol, chiar dacă am pierdut, am reușit să facem joc frumos, am pierdut și noi la un scor mic, dar asta este. Vom încerca așa în viitor, dacă vom mai avea noroc, poate mușa noi primul loc și nu vom mai fi prin echipele de la coadă. Un meci foarte ușor pentru noi. Participanții au fost foarte activi, cu dorința de a juca și cu talent. Este al doilea an că particip la astfel de campionat și sunt mereu cu voie bună, vin să joc. Meciul a fost greu și din păcate am pierdut. Cum au fost participanți? Au fost activi și bine pregătiți. Ați mai participat la astfel de campionate? În fiecare an. La 19 mai 1992, pe platoul de luptă din satul Coșnița, raionul Dubăsari, a fost rănit mortal Tudor Țărnă. În memoria lui, în fiecare an, la Nisporeni, se organizează în luna mai un turneu de minifotbal. În conflictul armat de pe Nistru au decedat 4 persoane din Nisporeni.